până în viață. Amin. O viață curată, o cale curată. Să ne reamintim în câteva cuvinte ceea ce am discutat înainte de masă. Fie că ați fost copii credincioși, în sens relativ că Sfânt a fost doar Domnul Iisus, dar că nu ați avut un drum în lume, fie că ați avut anumite paranteze vinovate, fie că ați venit dintr-un mediu străin de Dumnezeu, Dumnezeu are putere pe toți să ne sfințească și să ne mântuiască. Amin. Însă minunea aceasta a rămâne curat într-o lume profund afectată de păcat se poate realiza numai prin ascultare de Dumnezeu, prin a călca pe calea pe care El ne-a trasat-o în Sfânta Scriptură. Toate celelalte variante ale noastre sunt lipsite de succes. Există o singură cale în sensul că doar metoda, doar soluția pe care Dumnezeu ne pune la îndemână este viabilă. În ideea aceasta am vorbit despre necesitatea de a ne umple mintea cu adevărurile sfinte și de a opri invazia de lucruri rele la porțile minții noastre. De asemenea, am vorbit despre nevoia purității premaritale, a unei curății care dă dreptul să se guste din plin ceea ce a rânduit Dumnezeu pentru familiști. Acum, în încheiere la toate acestea, în această scurtă recapitulare, vă citesc din Filipeni, capitolul 1, cuvântul Apostolului Pavel, versetele 9 și 10, și apoi vom continua. Și mă rog, cu alte cuvinte, la tot ceea ce am spus noi și a scăzut de acord, trebuie să ne și rugăm, avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Și am apreciat că v-ați rugat azi de câteva ori să o faceți în mod constant. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Ca să deosebiți lucrurile alese. Este multă confuzie în lumea aceasta, întuneric. Și noi trebuie să fim luminați la nivelul minții, să știm ce are valoare și respectiv ce nu are valoare. Ca să fiți curați. Și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Amin. Amin. Dar dacă n-ați făcut așa până aici, aveți nevoie de un proces de sfințire, de reconsacrare, dacă v-ați abătut din drum, și vreau acum să privim la pocăința pentru cazurile de afectare a curăției, a sfințirii la nivelul minții sau a trupului. Pentru că unii, din neveghere, au căzut victimă și și-au murdărit conștiința, cel puțin, prin pierderea inocenței, a purității. Alții poate să prinși lucruri și mai vinovate. Vreau să trec în revistă, în scurt, deci, faptul că trăim într-o societate profund imorală, dacă cineva fură sau comite vreun alt delict în domeniul social, riscă să fie reținut de autorități și judecat. Dar în domeniul imoralității se propagă păcatul la rang de virtute. Cum de altfel și mândria nu este condamnată de nicio instituție, dimpotrivă. Care-i mai mândru și mai aranjat, e în top. Scriptura spune în 2 Timotei, capitolul 3, despre vremea din urmă, și cu siguranță, dat fiind stările oamenilor, o trăim, oamenii vor fi iubitori de sine, dar nu de bine. Și enumeră câteva stări
Și în final zice în versetul 4, iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, voi reveni asupra ideii. Spune apoi în versetul 6, sunt printre ei unii care se vâră prin case, momesc pe femeile îngreunate de păcate și frământate în felul de pofte, care învață totdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. Deci iată că diavolul a reușit să atragă și pe cei din domeniul religios și să-i asocieze cu lumea păgână. Pentru că stările de imoralitate datează încă din antichitate. Religiile cananite, unde și-a derulat viața poporului evreu, erau foarte imorale. Se practica așa numita prostituție sacră. De aceea, cazul evreilor seamănă mult cu ceea ce e scris cu realitatea noastră. Apoi, la greci, exista o imoralitate profundă. Creștinismul a stopat acest flagel, însă, începând cu sfârșitul evului mediu, în secolul XVI, de exemplu, a renăscut imoralitatea. În vremea gloriei de la Versailles, al Ludovic al XIV-lea, de exemplu, și-a numit un rege soare, tot ceea ce se putea lăuda Franța era sex și curzime. Secolul următor, iluminismul, Revoluția franceză, nume de renume în domeniul artelor sau filozofiei, dar de fapt așa a fost și în Grecia antică, ca Voltaire, Jean-Jacques Rousseau și alții au încercat să infuzeze în lume ideea de libertate totală, să scape din chingile religiei, care vroia să-i țină în norme morale. În secolul XIX a apărut în mod deosebit la englez permisivismul sexual și apoi evoluționismul. Oameni ca Charles Darwin, John Stuart Mill, Oscar Wilde sau Sigmund Freud la nemți au deslănțuit prin influența lor această libertate, care a culminat în secolul XX cu așa numita revoluție feministă și chiar așa numita revoluție sexuală. Se consideră că cea mai influentă persoană a secolului XX a fost Margaret Sanger, o femeie care s-a luptat toată viața ei împotriva lui Dumnezeu în mod deschis să distrugă moralitatea familiei și să prolifereze sexul ca și un act de plăcere total rupt de actul procreierii și de ceea ce se putea numi în familia clasică sau potrivit Scripturii și adevărului sacru al lui Dumnezeu. Ei, în vremea aceasta, apărând și internetul de care am mai vorbit dimineață, citeam într-o statistică că și numai din Statele Unite sunt peste 200.000 de site-uri pornografice. Este o stricăciune care a fost ajutată de actorii Hollywoodului și acum de acest întreg arsenal și această armată demonică. Și toate astea presează zidurile bisericii care stau aproape să se dărâme. Însă mulțumim Domnului căci El a făgăduit că porții locuinței morților nu vor birui biserica sa. Dar alături de Domnul trebuie să ne ridicăm și noi astăzi și o vom face și după masa aceasta, să înălțăm standardul adevărului și al neprihănirii. Și să vă cerem în mod solemn să fiți gata să vă disociați, chiar dacă până acum v-ați scăpat în vreo formă de păcat, de toată această murdărie vinovată și să cerem Domnului să ne îmbrace în haine albe. Să le păstrăm și în ziua aceea să putem intra pe porți în cetate, slăvit să fie Domnul. Este interesant cum două specii de animale sunt prinse din motive total diferite. De exemplu, hermina, un animal de dimensiuni reduse, cu o blană albă, este prinsă când în jurul copacului ei se face noroi și stă să se pună mâna pe ea ca să nu-și păteze blană. Dar în mod diferit, maimuțele sunt prinse, una dintre metode,
se găurește un dovleac în care se pun lucruri care plac maimuței sau din conținutul dovleacului, cât se bage mâna și când strânge degetele, așa cum am strânge noi pumnul ca să o scoată, nu poate să treacă și dovleacul e legat. Și preferă și ea să fie prinsă, numai să nu scapă. Observați două motivații total diferite. În primul caz, se ține la curăție. Și dacă un animal ține la blana lui, de ce n-ar ținea sfinții la trupul lor? Și cu atât mai mult, la duhul minților. Și dacă un animal nepriceput, ca maimuța în cazul acesta, se lasă prinsă ca să apuce ceva. De fapt, nu-i decât o momeală. Exact așa este cu păcatul. Mai mare păcăleală decât păcatul nu există în lumea aceasta. Și în urmă îți dai seama că te-a prins în timp ce tu vrei să prinzi ceva. Credeai că scap, dar n-ai scăpat tu. Vreau să insist puțin asupra faptului că toate păcatele imoralității, începând cu cele de la nivelul minții și până la orice formă s-ar putea manifesta, cele din domeniul virtual, medicii, de exemplu, sunt în studiu și nu știu ce urmări și ce efecte va avea sexul virtual. Se tem, mă refer la cei care au un caracter moral, că vor fi anumite schimbări în mintea umană, să nu mai judece normal, să nu se mai poate raporta în mod natural față de cei de lângă el. Și apoi, toate celelalte care țin de atingere. Pentru că diavolul este specializat. El a trăit în vremea multor generații de vineri. Și el știe că înspre păcat trebuie făcuși pași mărunți. De exemplu, sunt așa numitele întâlniri fără atingeri. Când oamenii privesc ochi la ochi, ochi la voce sau voce la voce, ochi la trup, deja este o primă treaptă înspre păcat. Urmează așa numitele atingeri ușoare. Doar pune mâna. Aparent vrea să o poftească pe o fată. Să o țină de mână. Dar aceste atingeri atât de ușoare prefațează o altă etapă a unor atingeri mai vinovate. O mână pe umăr sau o mână peste mijloc. Și nu mai durează mult și urmează alt gen de atingeri. Faze din care, în mod în ce în ce mai accentuat, vieții tineri sunt victime ale acestui flagel care lasă în urmă numai venin și dureri. O minte afectată și cu vremea un trup bolnav, cum scria David în Psalmul 38, n-a rămas nimic sănătos în carnea mea în urma păcatului meu. Vreau să vă citesc câteva referințe biblice, mai întâi 1 Corinteni, capitolul 6, și să vorbesc foarte deschis cu voi, că eu sper să nu afectez inocența nimănui. Spune Scriptura aici, 1 Corinteni 6, de la versetul 9, nu știți că anumite categorii de oameni nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvare, nici prea curvare, adică nici cei ce se păcătuiesc înainte de nuntă, nici cei ce o fac după aceea. Și acum aici o categorie, nici malahii.
ceea ce înseamnă, este un cuvânt de origine grecească, în traducerea nouă, de exemplu, București 2001, scrie așa, nici cei care se masturbează. Am amintit acest aspect pentru că există voci care vor să dea libertate pentru această autosatisfacție egoistă. Dragostea nu se poate răsfrânge către propria persoană. Ea trebuie să se răsfrângă către o altă persoană. Pe de altă parte, aceste voci permisive datorită libertăților din filozofie și din practica societății vor să dea drept unei asemenea manifestări în ideea că este o necesitate fiziologică și că poate fi practicată fără să păcătuiești și fără să te uiți la cineva și fără să gândești într-un mod vinovat. Dar asta nu se poate. Pentru că organismul este făcut în așa fel încât este un circuit, este un flux tehnologic, să-l numesc, care se declanșează. Și iată de ce vă spuneam, fetelor, nu vă postați imaginile voastre pe internet. Că băieții stau și se uită ca așa la voi, să se uite două minute, mai întoarcem ochii. Dar acolo se uită până când l-apucă pofta și a căzut victimă păcatului. De asemenea, tot din această categorie vinovată, fac parte orice fel de săruturi și atingeri. E bine să ne purtăm ca frați și surori foarte apropiați, ne cunoaștem, da, dar fără a pune mâinile într-un mod care stârnește pofta sau îl provoacă pe celălalt. Nu vă grăbiți să dați mâna nimănui la vreo plimbare. Și cu atât mai puțin la despărțire să acceptați vreun sărut care se vrea foarte fugar. Că spun oamenii că lumea aceasta dragostea vine când nu știi și pleacă când nu te anunță. Da, pentru că nu sunt stăpâni pe ei înșiși. Și nici n-ar mai putea să redea cum s-a declanșat fenomenul dintre ei. Un băiat credincios se va feri cu desăvârșire să pună mâna pe vreo fată. Și o fată a cărei minte este lucidă și care știe ce mare păcat este imoralitatea, cum a zis Iosif către soția lui Potifar, cum să fac eu un asemenea mare păcat, nu permite niciun băiat să pună mâna pe ea sau să o atingă. De asemenea, nu-și permit să umble numai ei doi printr-un loc unde poate Satana să-i spitească și să-i provoace la păcat. Apropo, amintiți episodul acela din 2 Samuel 13, când Amnon a zis, scoateți pe toată lumea afară. Și beata Tamar credea că el e bolnav. Bolnav era, dar nu de ceea ce spunea el. Și a necinstit. Pentru că a riscat. De aceea nu vă încredeți în oameni. Și nu acceptați nicio formă de insistență. Frate, n-am vrut, dar atât a insistat și mi-a spus că dacă nu-l iubesc, îi spune că astăzi s-a zis la slujbă de dimineață că unde pune băiatul mâna face fata cancer. Și cum ziceau bătrânii, Doamne ferește să ai rac. E forma arhaică a cuvântului cancer. Pentru că numai așa vă puteți păstra curați. Eram la o părtășie cu tinerii, când eram și eu tânăr și
Era unul care foarte amabil, toate fete povestea, intra în vorbă, să pună mâna și era o fată serioasă. Noi studiam atunci darurile duhovnicești. Și a zis către el, băi, tu crezi că ai darul punerii mâinilor? Zice, să știi că eu am darul deosebirii Duhului. Pe mine nu pui mâna. Așa l-a fript, dar este câte una. Și aici mai adaug ceva. Uneori chiar vă înjosiți în fața băieților. Că ei nu și-ar dori una din asta de plastelină. Cum o așezi așa stă. Și băieții, chiar fireșfi, zice, cu asta îmi permit să flirtez, dar dacă e vorba de nevastă, atunci aș lua alta care să fie serioasă. Domnul să vă dea pricepere și păziți-vă de așa ceva. Păziți-vă în primul rând, citesc cuvintele Domnului Iisus, Matei, capitolul 5, versetul 28. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească și privind se naște poftă, a și preacurbit cu ea în inima lui. Și vinovați se face și bărbatul și femeia. De aceea, păziți-vă. Scriptura este foarte categorică în această privință. Citește din Efeseni, capitolul 4 și apoi din capitolul 5. Versetul 19, mai întâi, cei din lume și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, pentru că este un proces în care se avansează treptat și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Iar în capitolul 5, versetul 3, scrie curvia sau orice alt fel de necurăție, începând cu atingerile și cu autosatisfacția de care aminteam, nici măcar să nu fie pomenite între voi cum se cuvine unor sfinți. Amintiți că primul motiv pentru care vă îndemnam să fiți curați e faptul că aveți statut de fiu al lui Dumnezeu, de templu sfânt. Deci nici n-ar trebui să amintim așa ceva. De-a Domnul nici să nu mai fie așa ceva. Mai citesc și din 2 Petru, capitolul 2. Pentru a vă îndemna să fiți atenți, totuși, chiar și în mediul religios. Scrie aici, de la versetul 13, că pentru unii fericirea lor să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi, le scapără ochii de preacurvie și nu se satură de păcătuit. Aceștia au influență. Mumesc sufletele statornice, au inima de prinsă la lacomie, sunt niște blestemați. Citesc de asemenea, versetul 18, ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, mumesc cu poftele cărnii și cu desfrânări. Pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire, le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei și sunt robe ai stricăciunii. Și în continuare scrie despre cei care au fost înainte afectați, aviz celor care ați venit din lume. Diavolul se întoarce înapoi la aceeași casă. Voi trebuie să fiți cu atât mai ferm pentru a rezista tuturor acestor tentații, Domnul să vă dea ispătă. Mai amintesc un aspect și apoi vreau să amintim etapele eliberării. Accentuez gravitatea acestor păcate și efectele negative, distrugătoare. Nu doar că se pierde puritatea și vorba aceea, cinstea când se pierde, nu mai găsești. Se afectează relația cu Dumnezeu. Dumnezeu rupe relația cu cei întinați.
se pierde neprihănirea. Te rog să-ți imaginezi că haina cea albă ce ai îmbrăcat-o la botez este stropită, e pătată. Urmează alte efecte. Scade rezistența morală. Știți ce face diavolul? Îți spune să încerci numai o dată. Dar diavolul știe că după ce o dată ai căzut, a doua oară ești mult mai slab. Că pe unde s-a rupt tața odată, se mai poate rupe. Cu orice slăbiciune, ești mai vulnerabil în fața păcatului. Este afectat subconștientul. Se întunecă gândirea. Visele chiar sunt afectate. Sunt lipsiți de liniște. Se pierde încrederea, respectul de sine. Ești un om nesigur pe tine însuți. Sunt efecte înainte de nuntă, după aceea. Îmi spunea o tânără, frate, am discutat cu un băiat, eu m-am dăruit lui, el însă a profitat de mine, băieții se abțin mai greu, fetele sunt mai ușor de lămurit și iată cum se ajută slăbiciunile ca frigul cu zăpada. Și am cedat. S-a dus în țară și pe când a venit înapoi, am văzut că nu mai mă sună. Am sunat eu și încolo spune, să știi că nu mă mai căsătoresc cu tine, că m-am avut o descoperire, că nu ești tu pentru mine. Plângea beata fată. Mai bine ar fi plâns înainte, atunci când el a spus că dacă nu o lasă să o atingă, se desparte de ea. Și eu s-a căsătorit cu altul. Ei, după o vreme, ea s-a împrietenit cu un alt băiat și mă întreabă, frate, uite, totuși mă căsătoresc. Și eu am întrebat-o, și ai discutat cu el? I-ai spus trecutul tău? Nu, frate. Și când vrei să-i spui? După nuntă. Păi nici atunci. Deci asta înseamnă să aveți împreună o casă, dar o cameră soției încuiată. Și să-i spui la bărbat, aici nu-i voie să intre. Deci am ceva ce tu n-ai voie să știi și să vezi. Crezi că va rezista bărbatul acela să trăiți amândoi într-o casă și într-o cameră să nu intre? Adică ori vei ajunge să-i spui mai târziu și asta e mult mai grav, ori că vei fi toată viața apăsată. Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu, să nu poți fi liber până nu mărturisești. Dar de ce n-ai mărturisi la vreme potrivită și să te pocăiești? Doamne, ajută-ne! Vreau acum, cum vă spuneam, să vă prezint etapele de eliberare pentru a putea scăpa de toate acestea. De toate aceste riscuri. Am în minte și situații în care au căzut în păcat și au recurs la un alt păcat mai grav, la pierderea sarcinii. Situații în care lucrurile se complică în mod catastrofal. Și lângă rușine se adaugă alte și alte vinovății și toate acestea pentru că nu au vrut să asculte și nu s-au oprit la vreme potrivită. Spune Scriptura în Geneza 38 despre Iuda și Tamar că au păcătuit. Iuda, când a aflat vinovăția ei, a cerut să fie scoasă afară și omorâtă, dar când s-a descoperit că era vinovatul, a revenit asupra deciziei și scrie acolo ceva bun. Și nu a mai păcătuit cu ea. În seara aceasta se va face o rugăciune. Și am vrea ca Domnul să trimite eliberare și iertare din cer. Amin. Dar să nu credeți că se rezolvă lucrurile cu rugăciunea din seara asta. Undeva, într-o adunare, un păstor binevoitor a zis, toți care ați păcătuit și ca David și făcea referire la imoralitate, noi ceilalți sfinții plecăm capul și vă ridicați o mână în sus. Și noi ne rugăm, Domnul vă iartă. Și Nathan a zis către David, Domnul îți iartă păcatul. Dar a pus punct aici?
Nu. A zis, copilul care ți s-a născut va muri și a adăugat alte și alte pedepse. Problema nu se rezolvă doar cu o rugăciune. În primul rând am dorit, auzeam asta într-o predică a fratelui Cristi Ionescu de la Chicago, să puteți să vă recunoașteți. Mărturisirea lucrurilor rele este primul pas pe drumul cel bun. Totul începe cu recunoașterea, cu mărturisirea. Într-o biserică, păstorul de tineret le-a spus tinerilor curat, care realitatea lor îi cunoștea de la întâlniri, din părtășii. Așa au lăsat capul tot câte unul, cum e scris că în adunarea Sfinților păcătoșii pleacă capul. Dar a sosit între timp păstorul senior și la gândul că ăștia se necăzesc și nu mai vin, s-a ridicat și a spus, ce v-ați ofilit așa? Noi suntem fii de Dumnezeu, capul sus, fraților. Noi suntem moștenitori ai cerului, Domnul e bun, Domnul ne iartă. Și așa s-au înviorat fiecare și au plecat acasă pe drojdile lor păcătoase din nou, în aceeași stare vinovată. Nu am vrea să vă dăm drumul așa înapoi. Dacă e cineva care s-a păstrat curat, să se teamă de Dumnezeu, să se ferească din păcat și Domnul să-l ajute să-l ducă sfințirea până la capăt. Amin. Dacă cineva a păcătuit, astăzi să se recunoască. Și cum zicea Ezechia, Domnul care este bun să ierte. Este foarte importantă mărturisire înaintea Domnului, dar nu numai. Duceți-vă și discutați cu frații din biserica de unde veniți. Ceriți-le să se roage pentru voi. Dacă sunteți vinovați, acceptați să nu mai cântați în fanfară sau așa mai departe, după cum vă vor sfătui ei. Mărturisiți-vă cu sinceritate, asta este foarte necesar. În ideea aceasta vă citesc din Scriptură Proverbe, capitolul 28, versetul 13. Un adevăr peste care nu se poate trece. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește, și cum vă spuneam, nu numai, și se lasă de ele, ceea ce este un proces, capătă îndurare. Amintiți-vă repede de frații lui Iosif. Au păcătuit vânzându-l pe fratele lor. Au tăinuit. Asta e tendința la toți. Mie să nu-mi spuneți că voi ați spus tot la părinți ce faceți voi. Nu spuneți că nu vă cred. Există o tendință generală de a ascunde, de a voala, cel puțin în parte, să nu se știe. Și au trecut, facem socoteala, peste 20 de ani. Când s-au întors ea doară din Egipt, au trebuit să spună adevărul. Și vă rog să vă imaginați că erau bărbați la 40 de ani ca mine, cu neveste, cu copii mari, și acum s-au întors la tată său bătrân și a spus, tata, știi, noi am fost vinovați, nu-i drept cum ți-am spus, că noi l-am vândut cu 20 de arginți. Eu îmi imaginez nevestele cum se uitau la ei, mă, voi l-ați omorât pe frate, l-ați vândut. Deci eu m-am încumnat, tu nu mi-ai spus până acum. Eu îmi imaginez copiii, cum pe lângă ei, mergem și noi să-l vedem pe unchiul Iosif. Băi, tata, și tu ai mințit, băi. Te va mânca rușinea de 100 de ori mai mult. Când i-a băgat Iosif la închisoare pe toți, știți ce spuneau? Da, am fost vinovat. Și Iosif îi înțelegea, dar cu ei vrea, vorbea prin praslatul. Dar le-a cerut Iosif să mărturisească? Dar cine a pus să mărturisească? Păi conștiința. Orice păcat ascuns pe pământ e un dosar deschis în cer. Și ăsta nu se închide până nu te mărturisești. De ce vrei să amâni sentințele? Vor fi ședință după ședință și nu scap de el până nu te mărturisești.
Așa ne-a creat Dumnezeu. Conștiința nu se eliberează. Ele stau pe masa conștiinței noastre și nu semnează procesul verbal de care spuneam. De aceea cel mai bine este să vă smeriți înaintea Domnului și înaintea fraților. Vin unii și spun, frate, că păcatele astea e josnic să le mărturisești. Dar când ai făcut, nu a fost josnic. Vine câte unul și spune, frate, ta mi-e de greu sau de o soră. Recent a venit una la 70 de ani cu păcate din astea, făcute în tinerețe. Dar nu poate muri. Nu, că trebuie făcut act de regulă să se degajeze de ele. Și le mai spun la unii, măi, omule, zi, că n-ai ce spune decât lucruri ce-au făcut oamenii. Asta e realitatea lumii. De aceea, să fim atenți. Mă sună odată o tânără și îmi zice, frate, așa mă simt de murdară, prietenesc cu un băiat și ne-am permis săruturi, atingeri, îmbrățișări. Câți ani ai? Aproape 30, el peste 30. Dar de ce nu vă căsătoriți? Frate, zice că n-are încredințare. Da, să te îmbrățișeze, are încredințare. Și spunea, frate, mi s-a întâmplat acum o lună de zile, dar n-am liniște în fiecare zi până nu să vă spun. Așa este. Deci cu cât te mărturisești mai târziu, cu atât e rușinea mai mare, păcatul e mai acumulat. Deci nu încerca să o tot împingi la gândul că nu se află, că nu se știe. Asta e o mare eroare. De aceea, fă-o din fașă. O, bine ar fi să vă mărturisiți, nu când ați îmbrățișat prima fată, când v-a venit primul gând să o îmbrățișați. Ați scăpa și de păcat. Dumnezeu i-a cerut lui Cain să se mărturisească, nu după ce l-au omorât pe Abel, atunci i-a cerut a doua oară. Și atunci n-a vrut. Prima dată i-a zis, Cain, nu știi că păcatul stă la ușă și pândește? Domnul să vă dea harul să vă puteți smeri. Amin. Și să vă mărturisiți. În al doilea rând, trebuie acceptată disciplinarea care vine de la frați și de la Dumnezeu, ba chiar voi înși vă, să vă autodisciplinați. Nu se poate altfel. Acestea două ne revin nouă. Vă citesc din Evrei, capitolul 12, este un cuvânt foarte clar a Scripturii, de la versetul 3, ai numai de la 4. Recent un băiat vine și îmi spune, frate, dar nu știi ce rău mă sunt după ce păcătuiesc. Dar nu pot. Știți de ce nu puteți? Ascultați. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în luptă împotriva păcatului. Să te rogi ca Domnul în Ghețiman să se prefacă în sudoare, în sudor, transpirația în sudor ca de sânge. Și spui, nu mă las. Nu vreau să păcătuiesc. Și dacă n-ai făcut-o așa și nu te-ai luptat și ai căzut și diavolul te-a înșelat, spunea o tânără din Spania, frate, într-o zi mi-a pus diavolul în minte că nu arată așa bine. Și m-am dus la un salon de frumusețare, ceva operații de fitness. Ei, da, acolo era o anumită muzică, oameni firești, bineînțeles. M-am împrietenit cu un băiat și am căzut. De unde a început? De la ceva ce părea ei că nu-i păcat. Spune Scriptura aici în Roman 12, în Evrei 12, să dăm la o parte nu numai păcatul și piedicile care ne înfășoară așa de leste. O prietenie pe internet, doar așa, că n-ai alt prieten și vezi băiatul ăsta ce mai zice, doar așa ca să te cunoști. Doar așa ca să fii ispitit. Și ați uitat sfatul versetul 15 care mi-l dă ca unor fii, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu noiaua pe orice fiu pe care îl primește. Mai aud pe unii spunând, frate, pedepsele au fost pentru Vechiul Testament. Dar eu din Vechiul citesc acum sau din Nou. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii.
Versetul 8, foarte categoric. Dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți feciori din curvie, iar nu fi. Deci nu există ca cineva să fi păcătuit și Domnul să reprimească fără o formă de pedeapsă. Scrie în continuare. Versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Se constată că inclusiv la un copil, când tata îi administrează o pedeapsă, conștiința lui se simte ușurată. Domnul Hristos iartă păcatele noastre, nu pedeapsa iartă păcatul, să nu confundăm lucrurile. Pedeapsa numai ne face conștienți de sfințenia lui Dumnezeu. Ne face părtași sfințeniei Lui. Și cu cât vă primiți pedeapsa mai repede, cu atât mai bine. Am întâlnit pe un băiat, avea 30 ceva de ani. Măi, băi, de nu te-ai căsătorit? Nu, frate, că am greșit și n-am rugat pe Domnul să mă pedepsească înainte de căsătorie. Și deja am câteva pedepse, că tot nu pot să adun bani, deși muncesc mult. Este câte unul care scapă, dar în defavoarea lui. Am întâlnit pe unul la 40 și ceva de ani. Și îmi zice, frate, divorțez de nevastă. Avem 3 copii, dar o las. Ea trăiește cu altul. Și îmi vine mie să întreb, dar când voi ați fost tineri înainte de căsătorie, ați fost curați? Nu, frate, că prima dată a căzut în păcat cu mine. La care am zis, deci tu ai făcut-o să fie curvă. Și acum te plângi de ea că e tot așa. De ce nu ești responsabil să-ți duci crucea? Tu ai rupt poarta și acum te plângi că alții intră grădină la tine. Păi nu-ți dai seama că asta e pedeapsa pentru vinovăția ta? Da, peste ani, pe 20 de ani, la unii evrei în drum spre Canaan le-au venit pedeapsa la 38 de ani. Și unii cred că scapă și termenul se prescrie. Gata! Nu mai știe nimeni. Crezi tu că se uită? Mai bine primește-ți pedeapsa cât mai repede. Că Dumnezeu, fie slăvit numele ce-mi salmă, să trăi, nu ne face după păcatele noastre și nu ne dă pedeapsa întreagă. Este binevoitor, mărit să fie Domnul. În al treilea rând, este necesară lupta pentru eliberare și sfințire. Vă spuneam că nu se rezolvă totul cu o rugăciune. La unii de Dumnezeu mai mare har, dar alții așa lupte au. Și trebuie zile de post și rugăciuni. Am cunoscut în Austria pe un frate, a fost botezat pe la 17 ani, s-a dus în lume, s-a întors la 36 și ziceau ceilalți, ăsta n-are cum să rămână în pocăință. Dar Dumnezeu l-a ajutat. E de 10 ani pocăit și am trecut prin casa lui în vremea pocăinței lui. Se ruga 3-4 ore pe zi și citea tot atâta din Biblie. Și ziceau unii, măi Stelu, dar atâta? Și el zicea, cum o slăbesc cu rugăciunea și cu citit în Biblie, cum ce dau? Că la cei din Filadelfia le spune Domnul în Apocalipsa 3, fii plin de râvnă și pocăiește. Crezi că te ajută Domnul așa cum Doamne ajută? Trebuie să spui mulți de Doamne ajută. Într-o zi vine la consiliere o tânără de vreo 27 de ani, frate, am căzut în păcate, mă întorc la biserică. Slavă Domnului, gata, să bucură și mama. Am văzut că nu e profundă, nu e serioasă treaba. Zic, bine, slavă Domnului. Săptămâna următoare vine din nou la orarul de consilier și spune, frate, dar știi ce ispiteam? A, deja ești cu picioarele pe pământ. Bun, zi mai departe. Păi mi-am dat seama că mă sună unul, altul, eu sunt obișnuită să mă duc acolo. Păi, fată, post și rugăciune, ferește-i pretinii vinovate, luptă-te!
Peste o săptămână vine din nou. Frate, rugați-o pentru mine. Simt că e arcat. Da? Din Crealup? Pe malul Crimeei era un fotograf la Marea Neagră, la Crimea. Și într-o zi până să-i vină clienții, se suie în barcă, dă din vâsle. Măi, ce repede merge în barca asta. Odată era aproape, departe, în larg. Se uită, măi, îmi vin clienții să mă întorc înapoi pe mal. Întoarce barca și dă-i. Aceeași barcă, aceeași vâsle, același vâslaș. Nu mergea, măi. Ca unul care nu era experimentat, a zis, am transpirat până la țărmă. După ce mi-am dat seama că spre centru te ajută curentul, dar înapoi ești contra curentului. Că să-ți dai drumul într-o groapă, stup, dar să te sui înapoi, te sui pe scări. Câte una, ținându-te cu mâinile, cu picioarele, urcă-te, luptă-te. Că ți-ar fi fost mult mai ușor să nu cobori. Dar acum trebuie să te silești, să te urci. Vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 7, în ideea aceasta. Este necesară în vremea ridicării o apropiere de Dumnezeu. Citesc de la versetul 7. Aici scrie despre lacrimile voastre, râvna voastră. În versetul 8, apostolul vorbește că i-a întristat prin epistolă, i-a mustrat pentru starea lor de păcat. Versetul 9, totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. Versetul 11, căci uite, tocmai întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi! Și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă. Toate componente a procesului de revenire la pocăință. Ce pediapsă! În toate acestea voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Cereți ajutor și de la alții și bunul Dumnezeu să vă dea îndurare. Mi-a povestit un frate din Italia care a fost prins la nivelul privirii, imaginația îl ducea și în mintea lui erau stări vinovate. Și spunea, frate, nici în adunare n-aveam liniște. Noaptea visam. O murdărie la nivelul minții. S-a căsătorit și tot nu scăpa de asta. Spunea, am mărturisit și nevestei, dragă, te iubesc, dar am în mintea mea coșmar. Și Dumnezeu l-a lăsat să sufere o vreme. Să vadă, se luptă să scape. Sau se împacă cu ideea că așa este. Și într-o zi a trecut un frate slujitor prin casa lor, i s-a mărturisit și lui. Și fratele acesta a pus pe genunchi, s-a rugat și îmi povestea, în ziua aceea Domnul m-a eliberat. De atunci, zicea el, puteam să văd și postere pornografice, îmi întorceam privirea, n-aveam nicio problemă. De atunci am putut să slujesc liber la adunare. Eu nu știu cât va îngădui Dumnezeu să fie efortul și lupta voastră să scăpați. Și cât va fi harul Lui. Dar una știu. Va veni o zi în care Dumnezeu va spune, copilul acesta s-a luptat. Să vină peste el eliberarea și pacea. Și de momentul acela ești deplin reabilitat, refăcut, restabilit, slăvit să fie Domnul. Din situația aceasta, urmează altă etapă. Preocupări sfinte. Trăirea în compania celor credincioși. Vă citesc cuvintele Domnului Hristos, Evanghelia după Luca, capitolul 11, și vă rog să țineți cont de ceea ce se întâmplă în lumea spirituală. 11:24. Duhul necurat când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, caută odihnă, fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită, curățit, schimbat, atunci se duce de mai ea cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urmă omului ajunge mai rea decât cea din tâi. Care este greșeala acestei situații, acestei case?
E o casă goală. Un om nu poate rămâne fără pasiune, fără deletnicie, sfinte. Voi sunteți tineri și Dumnezeu vă cheamă să-i aparțineți cu toată inima. De exemplu, vorbeam cu o fată care de mică, să zic, de la 12 ani a fost tot cu băieți, cu prieteni. Și acum când s-a pocăit, venită dintr-o familie din afară, la 17 ani, dintr-o dată să-i spui gata cu băieți. I-a spus, draga mea, tu acum trebuie să te îndrăgostești de Domnul Iisus și toate sentimentele care până acum le-ai investit în relații cu băieții, să le dăruiești Domnului de drept și de fapt. Ai voie să visezi la Domnul că e cel mai frumos? Să-i spui așa cu drag, să-i scrie seuri de dragoste? Să te raportezi într-un totul și vei fi împlinită sufletești. Apoi dacă alții erau pasionați, știu eu, în prieteniile lor, cum spuneam, pe internet, și de acum cu ce să se ocupe? De acum vă puteți ruga pentru lucrarea de evangelizare din lumea aceasta, pentru credincioșii care sufăr dintr-o parte sau alta, vă puteți dedica într-un totul lucrări de la fanfară, de la orchestră. Îndeletnicirile sfinte te protejează de prietenii păcătoase. De aceea este important în biserici să aveți activități și Dumnezeu să vă dea har. Amin. Cei care sunt absenți sunt foarte predispuși pentru cele de afară. Vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 7, care ar trebui să fie preocuparea voastră, de la versetul 32. Cine nu este însurat, și ați putea ridica aproape toți mâna, da? Se îngrijește de lucrurile Domnului. Cum ar putea să placă Domnului? Trecem la fete, versetul 5. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Și ne întoarcem din punctul de unde am plecat dimineață. Iată că nu poți să fii sfânt și cu Duhul și cu trupul dacă n-ai și îndeleniciri sfinte, dacă nu te ocupi de lucrurile Domnului. Domnul să vă dea har. Amin. E careva dintre voi care în biserica unde membru nu face nicio treabă? Le spuneam la cei din Fontenueva un exemplu, repet acum pentru voi, un tânăr din Lucoș, asta a fost în urmă cu 50 de ani, s-a întors din lume și cu pasiune nu lipsea de la adunare, dar a văzut că de cântare nu-i bun, de predicat nu-i bun, o să Doamne, ce-ți fac? Și a intrat într-un post de peste 50 de zile, el nu știa cât va dura. Da, postiți și azi și mâine, să-i descoperă Domnul în ce lucrare e bun să se implice. Și într-o seară Domnul vorbește prin profeție, o mare chemare am pentru tine să susții lucrarea mea. Cum? Mai postește 4 zile, Domnul îi dă alte detalii, se duce la slujitor și din toate puse cap la cap, acesta îi zice, o zi pe săptămână post pentru predicatorii și prorocii Domnului. O oră pe zi, rugăciune pentru acești lucrători. Și îmi povestea fratele Căpraru din Lugoj, sunt peste 50 de ani de atunci, doar acum de când am bătrânit și sunt mai slab de 2-3 ani, nu mai pot posti, dar până atunci n-am știrbit nicio săptămână, dar pe măsură ce am bătrânit, am mărit timpul de rugăciune până la 4 ore pe zi. Eu m-am rugat Domnului să-l țină, că m-are și pe mine pe listă. Iată că se găsesc îndeletniciri, ori într-un fel, ori într-altul, că să nu mai ai tu timp liber să mergi în piață, să pierzi vremea și pe internet și așa mai departe. Biblia spune că tinerii e bine să fie ocupați cu munca, în rest ocupați cu școala, cu lucrul Domnului. Și cum întreba cineva, dar pentru lume, frate, n-am vreme, pentru satana, n-am timp. Pentru că timpul disponibil, lâncezeala, lenevirea, este o predispoziție spre păcat. Și vă rog, nu amestecați lucrurile sfinte cu lucrurile din lume. Că unii merg pe ideea, 1 Corinteni 10 cu
12, toate lucrurile sunt îngăduite, frate, numai să vă pună stăpânire. Dar ce zici de Efeseni 5? Nu luați deloc parte la lucrările de lutare a Întunericului. Deci iată că la toate sunt îngăduite, asta nu intră cele care evident sunt rele. De la acestea avem interdicție totală. Toate sunt îngăduite din care poți să alegi ceva bun. Dar nu unde e vorba de stricăciunea lumii acesteia. Și ultima etapă, asta în primul rând sună pentru băieți, dar e valabil și pentru fete. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 9. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească. Dar frate, încă n-am bani destui. Sunt din Bucovina și la noi rânduiala să-mi fac casă întâi. Dar aici nu scrie să te căsătorești când ai casă. Scrie să te căsătorești când nu te poți înfrâna. De asemenea scrie în 1 Timotei, capitolul 5, văduvele tinere să se mărite și scrie acolo un motiv. Că vine pofta și le desparte de Hristos. Asta spuneam că e întâi pentru băieți, dar și pentru fete. Că unele prea așteaptă după făt frumos. Țineți minte, fetelor, băiatul după ce se căsătorește devine mai frumos și fata mai puțin frumoasă. Așa că acceptați puțină diferență la început, că se egalează lucrurile. Asta e dovedit. Că după aia te ocupi de el, e și el bărbat, puțin se mai împlinește, așa? Când ea începe să facă copii și scad puncte. De asemenea, am întâlnit situații în care poate băiatul nu avea sau nu avea școală, dar fata a reușit să-l promoveze. Am în minte un caz în care o fată a refuzat un anumit băiat, respectiv a ajuns un bărbat deosebit în societate, profesor în biserică, predicator, un om serios. Ei au mai stat nu știu câți ani în vatră și s-au măritat cu unul de mult mai puține caracter. Pentru că în momentul când ea l-a refuzat, mi se părea că este pe o poziție mai superioară. Am văzut și situații în care vorba aceea tot a refuzat până când n-a mai întrebat-o nimeni. Nu în pripă, nu cu nebăgare de seamă, ci sub călăuzirea Domnului. Amin? Amin. Și închei cu două idei scurte. Păcatul este întotdeauna, în orice domeniu, mai întâi o întrebuințare greșită a ideilor și apoi a faptelor. Vă citesc din Iacov, capitolul 1. Pentru a observa trei etape, scurt. Prima este la nivelul gândirii, momeala, 1:13, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui și momit, înșelat. Orice ispită vine mai întâi la nivelul gândirii. Aici e bătălia puternică, de aceea vă spuneam astăzi, umpleți-vă mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Când vine ispita la nivelul minții, știi numai ce îi poate sta împotrivă. Cuvântul lui Dumnezeu o lovește și respinge atacul. Duhul lui Dumnezeu dacă va fi peste noi. Dacă cedezi la acest nivel, vine etapa a doua. Apoi pofta când a zămislit, asta e faza în care deja te gândești și te preocupă, dar numai la nivelul minții, nu știe nimeni. Și apoi vine faza a treia, habitatul și păcatul odată făptuit aduce moarte. Să vă dau un exemplu. Cineva a trecut într-o revistă creștină la o rubrică
de anunțuri, ceva referitor la vânzarea unui produs. Și știți cum se întâmplă? În imagine alăturată o fată. Și cineva reclamă asta la unul dintre redactori. Poftim într-o revistă creștină o reclamă cu o fată îmbrăcată într-un mod necuvincios. Și zice unul dintre ei, nu se poate, trebuie să luăm măsuri. Și trec la alt capitol, dar în timp ce continua ședința, el întoarce pagina înapoi la pagina cu fata. Nu-i urâtă. Vedeți, când a fost primul gând, diavolul atunci l-a filmat și pe el. Sau el a filmat imaginea. Și apoi, în timp ce ședința continua, diavolul a început să lucreze la nivelul minții. Și să-i readucă în memorie conturul fetei. Și să dorească să o mai vadă încă o dată. Spuneam întâlnirea la noi în biserică, ți-mi-a dat un altul un CD-ul. Și zice, tot ce ai nevoie aici, ei, sunt undeva și niște imagini mai vinovate, dă-le pace. Și da, atât mi-a trebuit ideea. Azi nu m-a urat să văd. Repede, a dat, mai departe. Dar, trebuie să mai văd una să văd toca asta. Și spunea apoi, n-am dat CD-ul înapoi până le-am văzut pe toate. Pentru că după ce te bate la porți și intră în cetate, e mult mai grea lupta corp la corp. De aceea Domnul să vă dea porți puternici. Amin. Astăzi am vorbit despre standarde curate, hotărâri ferme. De aici sau pe aici nu se trece. Amin? Amin. Și în ultimul rând, într-o a doua idee în încheiere, mă întorc la Psalmul de unde am plecat. Psalmul 119. Începe cu cuvintele fericite. Stimați tineri, ați vrea să fiți fericiți? Fericiți de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Asta e fericirea celor ce rămân credincioși. Scrie până la versetul 5, și asta să fie ca un răsunet pentru zilele următoare. O, de-ar ținti căile mele la păzirea orânduielor tale, acel legământ nu mi-aș fi ofit privirea asupra unei fecioare. Atunci nu voi roși de rușine, nu trebuie apoi să mă duc să mă mărturisesc și să afle frații. La vederea tuturor poruncilor tale, te voi lăuda apoi când voi cânta în adunare cu o inimă neprihănită, când voi învăța legile dreptății tale și o hotărâre fermă. Vreau să păzesc orânduielile tale. Amin. De aceasta scrie și în Psalmul 19, și așa, ușor de ținut minte, Psalmul 119 și Psalmul 19. S-a vorbit astăzi despre curățire, citesc versetul 8 și 9. Orânduierele Domnului sunt fără prihană și veselesc inima, poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie, Doamne, îndură-te de noi. Amin. Dar dacă nu vă încadrați la fericirea asta, atunci vă doresc cel puțin să vă încadrați la fericirea din Psalmul 32, fericit de cel cu fără de legea, iertată și cu păcatul acoperit. Aceea e o fericire mai de jumătate, dar e bună în partea finală. Nu mai poți să ai premiul întreg, dar totuși nu-ți pierzi mântuirea. În situația aceea, cum spunea, trebuie să accepți disciplinarea, trebuie să duci o luptă, să te relansezi și să te redăruiești Domnului ceea ce se poate, pentru ca în final, bunul Dumnezeu să se îndure de toți care ați venit în ziua aceasta. Amin. Să nu vă lase nici pe unul în osândă și să vă ridice cu brațul său atotputernic. Iar voi, țineți-vă cu ambele mâini de Domnul, de Sfânta Carte, și ținta noastră să fie împărăția lui Dumnezeu. Amin.